1 martie, început de primăvară, dar și ziua în care se dăruiesc mărțișoare, mărțișoare care au o simbolistică aparte pentru noi, pentru români. Așa este, 1 martie, simbolul primăverii, simbolul primenirii naturii, a anotimpurilor, iarna cade ușor-ușor în desuietudine, primăvara începe să sporească, odată cu ziua și cu căldura care trebuie să învingă până la urmă frigul, o sărbătoare care ne leagă de cutumele și de rădăcinile legendelor mărțișorului nostru tradițional, care chiar dacă anul acesta este pus sub auspiciile unei societăți zbuciumate și grevate de conflictele care sunt în zonă, nu pot să nu ne dea acel tonus de optimism, de solidaritate și de speranță care ne caracterizează ca popor. Simbolul mărțișorului, cele două șnururi împletite roșu-alb, asociat întotdeauna cu bănuțul, sunt practic începuturile lui pe meleagurile spațiului acesta Carpatul-Danubiano-Pontic și este bine să rămână așa. Simbolistica este dată de toate legendele și poveștile care circulă în spațiul românesc despre nașterea sa. Cred că cea mai frumoasă dintre ele rămâne cea în care mărțișorul este un tânăr fecior care în lupta cu zmeul care le răpise oamenilor soarele și lumina, cade până la urmă răpus și din sângele care se varsă din lupta cu zmeul sau cu căpcăunul care îl sechestrase acolo, renaște primăvara, optimismul, simbolul acesta al biruinței binelui asupra răului. Cred că este una dintre cele mai frumoase legende și care poate fi transpusă în fiecare din aceste simboluri. Revenind la societatea de astăzi, este bine să rămână acest jalon și pentru tinerele generații, pentru că ele valorifică o cultură și o civilizație clasică în Europa, civilizația românească tradițională și care, iată, asemeni dragobetelui, vine cu această nouă sărbătoare care se grevează și asupra perioadei ce urmează. Practic, mărțișorul nu se încheie în această zi de 1 martie și urmează ciclul celor 9 sau 12 babe care sunt iarăși prileji de sărbătoare, de reflecție în societatea românească și care ne duc din nou cu gândul către cutume, tradiții și obiceiuri în spațiul acesta. Sunteți un promotor al tradițiilor, al obiceiurilor. Pe piață, în ultima vreme, există foarte multe chiciuri. Mărțișorul tradițional a pierdut cumva teren în fața celor de import, celor care sunt aduse de peste hotare. Întotdeauna în spațiile de manifestare un fenomen cultural are avantaje și dezavantaje, părți bune și părți vulnerabile, dacă le putem spune așa, însă întotdeauna chiciu nu se va putea impune în fața valorii adevărate, pentru că așa cum trebuie să facem noi de fiecare dată specialiștii, subliniind rolul, locul, importanța și esența rădăcinilor, fenomenelor culturale din spațiul românesc autohton, așa și mărțișorul sunt convins că va răzbate de-a lungul vremii în ciuda tuturor obstacolelor care sunt impuse. Chiar dacă chiciurile de multe ori tind să-l anihileze, poveștile, legendele despre începuturi, despre esența fenomenului în sine, răzbat întotdeauna și aș încheia această mică intervenția mea cu experimentul plăcut pe care l-am avut ieri în calitate de instituție promotoare a acestor fenomene culturale, în parteneriatul pe care secția de etnografie a Muzeului Olteniei l-a avut cu Colegiul Național Elena Cuza și cu clasa 2B pregătitoare, coordonator profesor Mihaela Lica, unde am îndrumat copiii în confecționarea de mărțișoare tradiționale. Rezultatele muncilor se pot vedea și pe site-ul nostru, cât și pe paginile reputatei instituții de învățământ, Colegiul Național Elena Cuza, dar dincolo de asta, colaborarea pe care noi am avut-o de-a lungul timpului, din păcate întreruptă în ultimii 2 ani datorită pandemiei SARS-CoV-2 și pe care noi ne-o dorim cât mai curând încheiată, etapă care să ne aducă din nou împreună alături de copii și de frumoasele povești ale legendelor și tradițiilor românești.
Dacă tot vorbeam de tradiții și de importanța păstrărilor, dovadă că mărțișorul este un simbol al românilor, este și faptul că el a devenit parte din patrimoniul UNESCO. Așa este, foarte bine ați punctat și cred că este bine să amintim ori de câte ori avem nevoie acest lucru, pentru că din 2017, dacă nu mă înșel, este parte integrantă a patrimoniului UNESCO, alături de multe alte, să spunem, brandul culturale ale României în acest incunabul de nestemate ale valorii și culturii tradiționale românești, însă mărțișorul îi revine rolul și locul său, pentru că iată, este o punte acum la primenirea anotimpurilor, la schimbarea celor două anotimpuri și practic la un nou început de drum. De fiecare dată ne place să credem că într-un nou an societatea de fiecare dată renaște cu acest simbol absolut peren, mărțișorul.